Acesta este interiorul farului. Câte trepte are? 259. Și dumneavoastră, cât de des urcați în far? În fiecare zi. Și ce faceți? Întreținerea obiectivului, a aparaturii, ștergem lentilele, vizualizăm aparatura și luăm măsuri în consecință, dacă e cazul. Un fost șef care a ieșit la pensie, un maestru militar, mi-a povestit că Margareta Păzlaru s-ar fi lovit la cap într-unul dintre zoanele care susțin structura de rezistență a farului. Făceau filmări sau ce căuta, da, Margareta Păzlaru? Da, făceau filmări. Păi au fost făcute și filmări aici. Am înțeles că au fost și cascadori care au sărit chiar de la 58 de metri. Am ajuns în vârful farului, dacă pot spune așa.